Senatul italian a respins marți certificatul european de paternitate propus de Comisia Europeană pentru ca toate statele membre ale Uniunii Europene să recunoască automat paternitatea recunoscută legal într-un alt stat membru, inclusiv în cazul familiilor LGBTQ, relatează agenția EFE, informează Agner Press. Respingerea inițiativei a avut sprijinul partidelor coaliției guvernamentale de dreapta a premierului Giorgia Meloni, în timp ce partidele de opoziție au votat în favoarea propunerii Comisiei Europene. Principalul partid de opoziție, formațiunea de stânga Partidul Democrat, afirmă că acest vot al majorității parlamentare conservatoare aduce Italia alături de Polonia și Ungaria și răstrânge drepturile minorilor, în special cei ai cuplurilor de același sex. Majoritatea de dreapta a subliniat însă că unele dispoziții cuprinse în regulamentul propus de Bruxelles, cum ar fi obligația de recunoaștere a certificatului european, nu respectă principiile subsidiarității și proporționalității, prin urmare acesta ar presupune o imixtudine a dreptului european în cel național. Primarul din Milano a fost somat. Tot marți, administrația din Milano i-a dispus primarului orașului, Giuseppe Sala, să înceteze înscrierea în registrul stării civile a copiilor adoptați în străinătate de cuplurile de același sex ca fiind copii proprii ai acestora, nu adoptați. Primarul a început anul trecut, în iulie, să autorizeze astfel de înscrieri, invocând un vid legislativ și cererile venite din partea a circa 300 de cupluri de același sex. Relatează știrpesurse.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Focus Creștin.